Dom'le, nu mă pot abține. Când ai cum să te abții de la așa ceva, nu e nici... N-a fost în istoria României. În istoria României, în istoria, niciun președinte bă, nu și-a putut permite să facă chestia asta. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor care l-ați votat pe Klaus Werner Iohannis. Ați avut o mână foarte bună. M-am certat, nu vreau să repet de o mie de ori, m-am certat cu 1000 de oameni și afară că vine neamțul și face o Germanie. Am făcut o Germanie care nu ne putem reveni. Dar nu asta este important, bă. Bă, eu am rămas... dar nu pot, nici nu pot să-mi găsesc cuvintele. Bă, făceam sport pe bicicletă și mă uitam. Bă, mâncați-a și cura. Că s-a dus în Capul Verde. Că s-a dus în Kenya. Că s-a dus unde s-a dus. Ducea de tot acolo să rămână. Înțelegi? Bă, dar cum poți să pleci într-o situație să te joci când țara este varză, dar nu e mâncava și băra, țara nu este varză, țara este varză. Azi erau, nu știu câte sute de mii în stradă. Astea sunt greve, nu se dau salariile, se închid firme. Adică este o jale totală, nu e o jale. E o jale, jale, jale. Niciodată nu cred că a fost România în asemenea impas care e acum. Și tu te duci că te plimbi acolo. Bă, că te plimbi acolo nu contează. Bă, mâncava și băra, dar vă rog eu, uitați-vă. Nu că safari, că s-a dus la safari, la mafari, la astea nu. Astea sunt căcaturi, asta e nimic. E o chestie, da, a vrut omul pe final, îl doare în găos că oricum mai candidează, ce se poate face? A luat avionul, a luat banii țării, a secretizat, care e o chestie asta care nu e normală, bă. Bă, cum să secretizezi tu banii care îi cheltuiești când tu ești din banii mei de la contribuabil și tu ești normal, trebuie să dai socoteală tu și asta prezidențială, adică măcar să informezi poporul, bă, frate, atâta s-a cheltuit. Că am vrut, că n-am vrut, că sunt bun, că nu sunt bun, nu mai contează. Bă, dar vă rog eu, azi sunt două secvențe care sunt geniale, mă, geniale. Dar nu știu, mă, stau și mă întreb în continuu, mă, băi, ei n-au pe nimeni la Cotroceni care spună, stai, mă, frate, nu poți să faci așa ceva. Că nu ești, nu poți să dau nume, că după aia mă cer cu lumea. Bă, mâncați așa gura ta, să o vedeți pe Carmen Iohannis. Nu pot să nu râd. Înțelegi? Într-o roche așa care ea dansează cu un tip de negrese, care alea sunt cu sulițe, mână, cu fuste, cu alea, nu știu ce, și ea acolo, hau, pe dansuri africane. Bă, n-am văzut în viața mea, mă, pe cum se face așa ceva. Și norocul al nostru, marele președinte, care vă mulțumesc că eu aș mai vota încă 8 ani pe ăsta și încă 8 ani pe Băsescu ca să vă iasă pe nas, bă, că sunteți idioți. Că sunteți idioți, că vă luați cu ceva, vă manipulează ăștia pe telefoanele astea și mergeți ca dobitoci la vot. Înțelegi? Cu toate credințele lor, că vine neamțul cu ciuma roșie, cu ciuma verde, cu ciuma albastră, cu alea, cu alea, cu alea. Bă, mâncați-aș gura ta. Norocul lui e, el era într-o admirație și într-un zâmbet total cum dansează a noastră între alea, între ei, urmai așa făcea nene, înțelegi? Că l-a luat și pe el. El mergea și el la dans. Bine, nu cred că știa pașii în via. Bine, cădea în cap câte așa. Dar a venit unul de lângă el, care nu știu ce era așa, negru, nu, al nostru, de acolo, și a luat-o pe aia de mână și a gonit-o. Că altfel era așa al nostru într-un dans, cu tribal, cu vreo suriță, cu asta. Păi și după ce terminăm cu asta, mă uitam ca consternat, ca dobitocul, zic, bă, nu se poate așa ceva, bă, nu există, bă, n-am făcut nici Ceaușească, nici mama lui Ceaușească, nici nimeni, bă, există un protocol, bă, nu te duci să te bagi acolo, bă, dacă venea și îmbrăcată cu fut, și cu o suliță mână și cu scut, cum erau alea, era genială. Bă, și mă uitam așa ca bou, bine, făcea varză toată lumea. Chiriac, toată lumea era pe jos de rest, tot jos, bă, nu se poate așa ceva, adică eu zic că sfidează poporul român, adică nici că sfidează, să pișe pe noi, nici nu există, mă, în capul lui nene, și n-a făcut nimic câte 8 ani de zile și pe final s-a dus să danseze cu negri. Bă, și cea mai tare chestie care e, la un moment dat îl arată și a luat Klaus Werner Iohannis, bă, după ce a terminat România Educată, ce a făcut, mă, s-a dus la... la într-o clasă cu negri amici și le dădea ghiozdane cadou. Bă!
frumoasă de când m-a făcut mama, bă, să n-am parte, nene. Și cum se uită așa cu râșetul la care râșet. Ăia negri mici așa. El câteva cât vreau făcut un chiostan la mare. Le dă de la fiecare câte un chiostan. Incredibil, bă, nu știu ce mai face. Nu știu dacă... Că mai asta de pe spre altă țară, nu știu, nu știu dacă, dar nu mai poate să facă nimic, e, asta a terminat, doar să, eu știu ce, să, n-am cum să-i pună pene în cap, să-l îmbrace în vinetul, nu mai există ceva, deci nu mai există ceva, nu mai, n-are ce, o chestie mai tare ca asta, când țara e în halul ăsta, bă, dar mie așa de bine îmi pare, bă, așa vă trebuie, bă, găinilor, că mă certau, dar știu persoane care s-au certat între ele, mai ales aia din Sibiu, care îi cunoșteam, mama, a venit sasul nostru, s-a terminat, facem acum, bine, a venit sasul, vă dă la temelie, face România, face asta. Bă, este genial, mă, l-a durut în cur, 8 ani complet, nu l-a interesat nimic decât să facă, a călcat Constituția, să facă numai debandadul și numai astea. Și pe final dansează răvășitoarea cu ea. Uite-o. Bă, uitați-vă, vă rog eu frumos, este genială. Este... Dar spuneți că a jucat din picioare și din mâini, cea după ea. Este genială filmarea, căutați-o. N-am văzut ceva așa. Și vă recomand, eu aș face un referendum, ieșiți în stradă, toți care l-a susținut, mai ales ăștia cu asta așa, și hai mă să facem un referendum, să mai punem o dată 4 ani sau 8 ani, că e prea tare, mâncați aia și gura ta, că dacă mai pune 4 ani, că cred că merge în Alaska la Eschimoși, nu știu, că numai nu se mai arcă, a terminat toate deplasările și în plus că o să mă și ruineze, o să mă dea toate ghiozdanele din țară și nu o să mai mă copiii noștri ghiozdane ca să facă România educată. V-am pupat. Bună.